Aș vrea să vă întreb, când ați intrat ultima dată în Web of Science? O săptămână, două zile, o să haideți să zicem, pentru o săptămână. Asta ați intrat. O săptămână. În regulă, deci suntem mai mult de jumate. Sunt ceva neclarități sau ar trebui să începem cu chestiunea aceasta? Pentru că aș putea să încep să fac o prezentare standard a platformei. Să încerc să centrez discuția pe cele trei tipuri de căutări pe care le-am observat că se întâmplă în platforma una. Căutare, să zicem, tip discovery, în care este destinată căutării pe subiect. O căutare instituțională, care este destinată, să zicem, raportărilor instituționale, în sensul de universitate, facultate, departament. Sau o căutare pe autor. Bănuiesc că ceea ce se întâmplă în România și din ce am văzut în statistici, 80% sunt ultimele două, căutarea cu pe autor și căutarea instituțională, pentru că este cea mai folosită pentru raportări la sfârșitul anului, pentru competiții și așa mai departe. Sunt ceva întrebări, aș dori să începem cu o discuție foarte, foarte aplicată. Hai. Atunci am să încep cu ceea ce am pregătit eu pentru astăzi. Și anume, în primul rând, este vorba de căutarea pe subiect, așa numită, nu știu cum s-o traduc, căutarea pe tip discovery, în care acest old database, opțiunea old database din Web of Science, pe care și dumneavoastră o aveți, pentru că în România există acces acum la Citation Connection. Ea este destinată, ea are în spate mai multe baze de date. În cazul meu, eu am toate bazele de date disponibile în Web of Science. În cazul dumneavoastră, aveți acces la Web of Science Core Collection, cu toate cele trei tipuri de index și de citări, articole, conferințe și cărți. BIOSIS Citation Index, o bază de date specializată în științe biomedicale. Chinese Citation, Science Citation Database, Current Content Connect. Este o selecție a Web of Science Core Collection pentru reviste care, prin ceea ce publică, se pretează pentru așa numitul reviste care publică informații foarte, foarte, foarte inovativă, să spunem. Pentru că Current Content Connect are 9.000 de reviste, pe când Web of Science Core Collection are peste 12. Data Citation Index, și am să dedic un minut, două, doar pentru această bază de date, pentru a arăta conținutul ei, pentru că nu este vorba de articole, nu este vorba de proceedings, sunt acele seturi de date, pur și simplu date statistice. Delta Innovation Index, cred că foarte multă lume este familiarizată cu el, este baza de date de patente. Korean Journal Database, o altă bază de date locală, regională, este, așa cum spune numele, specializată în reviste din Coreea. Medline, relevantă pentru cei din medicină. Cielo, o bază de date regională cu reviste din America de Sud. Și Zoological Record, și cred că numele vorbește de la sine. Am să limitez cel puțin conținutul la ceea ce există disponibil în România, și anume până în anul 1990. Și în continuare am să, deși este foarte, foarte, sunt detalii foarte, foarte mici, am să prezint în continuare filtrele disponibile în partea dreaptă. S-ar putea ca foarte mult din lumea noastră să fie familiarizat, s-ar putea ca foarte mult din lumea noastră să nu fie familiarizat cu el. În primul rând este opțiunea de baze de date, pe care, unde eu aici am
disponibile toate bazele de date prezente în WebSign și am să mă limitez acum doar la cele disponibile în România. Devent, Core Collection, care în Content Management. Asta este numărul de rezultate pentru căutarea pe care am făcut-o și acesta este numărul de rezultate pe care ar trebui să-l aveți când efectuați o căutare pentru tema pe care eu am încercat-o. Desigur, domeniul fiind din Science and Technology, ar trebui să mă focusez doar pe acesta, pentru că toate celelalte sunt, să zicem, tangențiale și poate ar fi relevante în momentul în care aș încerca să dezvolt un proiect multidisciplinar sau interdisciplinar, depinde ce perspectivă doriți să aduceți. Dar ce trebuie să știți dumneavoastră, că aceste research domains agregează structuri de subiecte din toate bazele de date prezente, pentru că fiecare are o structură de subiecte. Fiecare are o structură unică de subiecte. Medline are structura ei, Cielo are structura ei și e bine de știut că acestea sunt unificate în aceste research domenii. Interesant că domeniul știință tehnologie pentru ceea ce am căutat eu aduce doar 27.000 de articole. Tot restul erau din social science și arts and humanities. Pentru mine a fost surprinzător ca o căutare care mă așteptam să aibă majoritatea rezultate din domeniul ingineriei să aibă de fapt un focus foarte mare în științe sociale și umaniste. Tipuri de documente. Și aici am să încep cu acest data study, care vine din Data Citation Index. Ce este Data Citation Index? Este o bază de date care aduce informații din repozitoare, care au un peer review. Deci, practic, modul lor de lucru este similar cu al unei reviste, dar modul de publicare este total diferit. Nu publică cu numere trimestriale sau numere bilunare, ci pur și simplu este un repozitor care, unde articolul îți apare sau informația apare doar dacă trece de procesul de peer review. Și să vă exemplific ce informație este disponibilă. Citările sunt similare cu cele pe care le vedeți în Web Science Core Collection. Există un abstract. Și există link-uri directe către setul de date. Și cam astea sunt informațiile pe care le vedeți pentru acest studiu. O altă întrebare pe care aș vrea să vă adresez, cât dintre dumneavoastră au un cont pe Web of Science? Okay. Ar trebui ca toată lumea să-și creeze un cont în Web of Science și nu doar din motive comerciale spun acest lucru, este pentru că aveți acces la accesul mobil și, bineînțeles, puteți avea acces din afara instituției noastre la Web of Science prin accesul mobil. Însă se pot întâmpla situații în care nu funcționează acest acces mobil și puteți folosi, prin creându-vă un cont în Web of Science, puteți folosi din orice loc Web of Science, din afara instituției dumneavoastră, timp de 3 luni, fără a trebui să reveniți pentru a vă autentifica în rețeaua de IT-uri a universității. Și un al doilea lucru pentru care este util să aveți acest cont, că
fact este faptul că puteți salva aceste căutări, foarte relevante, bănuiesc că sunt căutările de autor, și ele pot fi folosite timp de foarte, foarte frecvent pentru a nu pierde timpul în aceste căutări. Am să încerc acum să motivul pentru care am ales acest temă de căutare este pentru că am încercat să mă gândesc ce aș face eu dacă aș fi un cercetător pentru a utiliza Web of Science altceva, într-un alt mod decât cel de raportare. Sunt conștient că 80% din căutări sunt detectate cu această intenție de a raporta articolele mele sau a raporta articolele departamentului meu. Însă, eu, dacă aș face o asemenea căutare, motivul pentru care aș face, aș fi, în primul rând, mare interesat să văd cine face, cine finanțează domeniul în care eu sunt interesat. Sau întrebări, cine ar fi competitorii, cine ar fi colaboratorii mei. Întrebări de genul acesta aș dori să adresez bazele de date. Primul lucru, primul pas pe care ar trebui să-l fac și având acest cont, este să-mi salvez, să spun, primele 100 sau primele 200 articole, în primul rând, din perspectiva numărului de citări. E clar că citările spun ceva despre un articol și, cel puțin cele cu multe citări, e clar că au o relevanță pentru mine. Un al doilea criteriu pe care aș putea să-l folosesc când a avea articole relevante este de a uita la utilizarea articolelor în ultimele 180 de zile. Și o să vedeți că numărul de citări nu mai este relevant în această utilizare, ierarhia fiind total diferit. Avem articole chiar cu 8 citare și mi-ar scăpa în această ierarhie, 27.000 de articole, foarte greu am ajunge la acest articol. Din nou, le putem salva. Cele mai citate și cele mai utilizate în ultimele 180 de zile de 50 de articole. Însă restul de 150 sunt articole noi. Mai departe, aș putea chiar să mă duc pentru utilizarea din 2013. Și la fel, vedem o altă ierarhie, acel articol cu o citare nu mai este pe primul loc. Mai departe folosesc acest marked list pentru a lucra cu date și a adresa întrebările despre care am vorbit. Cum vedem, toate sunt din Web of Science Core Collection. Și am spus, prima întrebare este cine finanțează proiecte de cercetare în domeniul de care eu sunt interesat. În acest caz este Sheets Material Forming. Informație complementară este că
din punct de vedere al structurii citărilor, China este a doua țară din lume după Statele Unite care citează articole din România. Deci China este în top 5 țări care citează România. O a doua întrebare pe care aș adresa-o bazei de date este organizațiile care au cercetare în acest domeniu. Și bănuiesc că foarte mulți dintre dumneavoastră sunt deja familiarizați cu acest program Organization Enhanced. Dacă nu am să repet ce înseamnă. Este un proiect început în 2006, prin care Thomson Reuters, în baza de date Web of Science, a încercat să unifice diferitele denumiri ale instituțiilor, ale afilierilor sub care publică autorii, pentru a facilita, să spunem, o vizibilitatea unei instituții. Și pentru ceea ce facem noi acum, acestea sunt, să spunem, instituțiile care au foarte multe variații ale numelor instituționale și au fost unificate. În cazul României, o să vă spun, de exemplu, pentru Politehnica București, sunt cel puțin 100 de denumiri diferite, care pot fi de la Poltech sau pot ajunge la FACMED sau FACCHIM sau toate variațiile acestea spre resultele acestea. Însă, un filtru pe care eu l-aș folosi foarte, foarte mult este acela de a vedea unde anume se publică articole în domeniul meu de interes, pentru a-mi forma, practic, o listă unde aș putea să public. Practic, îmi creez o listă de titluri pe care aș putea să le utilizez în momentul în care intenționez să public un articol sau o conferință, depinde de ceea ce doresc să fac. Deci am folosit opțiunea All Data, Save Data to File. Veți avea un fișier text. Un fișier text, Ctrl-A, și se poate apoi vărsa informația într-un Excel. Okay. De aici, ce putem face este să folosim Journal Citation Report, noua versiune. Nu știu dacă ați avut ocazia să o utilizați în ultimele de la începutul lui octombrie. Acesta este noul Journal Citation Report. Câți dintre dumneavoastră ați avut ocazia să-l folosiți în ultimele zile? Destul de puțin. În regulă. Haideți să lăsăm partea de fișier. O voi folosi din nou pe parcursul explicării Journal Citation Report. După cum vedeți, aceasta este noua interfață, dar mai mult de atât, eu îl consider și un nou produs, pentru că sunt aduse opțiuni care nu erau disponibile în vechiul jucăriu. În primul rând, avem opțiunea de a folosi toate edițiile de la momentul creierii bazei de date online, adică din 1996. Datele disponibile sunt relevante în momentul în care dorim să facem o comparație, putem să avem o evoluție a revistei pe ultimii
10 ani, pentru că 20 de ani sau putem face comparații între diferite reviste. Apoi, opțiunea de a căuta în toate, în cele două ediții, până acum nu era disponibil, era, trebuia fiecare ediție selectată individual. Și foarte important, opțiunea de open access. Este același filtru folosit și în Web of Science, pe platforma Web of Science, adică informațiile sunt luate din Directory of Open Access Journals. Iar acest filtru, în momentul de față, se referă doar la revistele Open Access, Gold Open Access. Urmează, în următoarele 12 luni, cred că estimez că va fi disponibil acest filtru și pentru articolele disponibile în acces deschis, pentru din reviste care sunt, de fapt, cu acest plătit. Deci, primul lucru pe care l-aș putea face este să spunem să ne uităm la revistele cu factor de impact în acces deschis. Și un element important pe care vreau să-l menționez este acest Average Journal Impact Factor Percentile. Ce înseamnă el? Toată lumea este familiarizată cu acest factor de impact. Adică, pentru anul 2014, factorul de impact este calculat pe baza articolelor publicate în 2012 și 2013 și citările primite doar în anul 2014. Nu contează citările primite pentru articole de ediție 2012 în anul 2013. Citările din 2014 pentru articolele din 2012 și 2013. O foarte mare problemă este de a înțelege ce înseamnă acest factor de impact în contextul domeniului în care se întâmplă. În fizică avem peste 100 de reviste sau avem 300 de reviste, în alte domenii, să spunem, istoria, avem 10 reviste. Factorul de impact poate să fie 30 în fizică, iar în istorie, un factor de impact 1,5 poate să fie un factor de impact foarte bun. Și tot timpul au fost discuțiile acestea. În primul rând, factorul de impact nu ar trebui folosit pentru evaluări instituționale sau evaluări de autor, ci doar pentru reviste. Pentru fiecare domeniu există o ierarhie în funcție de factorul de impact și au fost acordate aceste așa zise percentile. Adică revista de pe primul loc din punct de vedere al factorului de impact primește 99,99. În funcție de numărul de reviste din domeniul respectiv, următoarea are 99,83 sau 95,83. Acest percentile poate fi folosit pentru a compara reviste din domenii diferite. Deci există ierarhie în domeniul istoriei și știu că această revistă cu 95,83 este pe primul loc în domeniul istoriei sau revista cu 98,3 este pe primul loc în domeniul fizică. Și asta îmi permite mie să am o listă, cum este aceasta, de reviste în acces deschis. Nefiind interesat atât de mult de domeniul în care ele publică, ce mă interesează să am o listă din toate domeniile pentru a putea face o comparație între ele. Avem, în cazul acesta, un Living Reviews Relativity, care cred că este din domeniul fizică, și avem, foarte apropiat, PLOS Medicine. Deci reviste din domenii total diferite, însă cu o valoare în domeniul lor apropiat. Este clar ce înseamnă Journal Impact Factor Percentiles? Asta este prima cred că este cea mai importantă informație furnizată acum de noul JGR. O altă opțiune pe care eu aș folosi-o ca și prim pas al utilizării JGR, dacă sunt interesate pentru a crea o
listă de liste unde se publică, este, este analiza pe analiza arii științifice unde doresc să, să public. Și avem aici toate. Avem aici cele 232 de, de subiecte din Web of Science Core Collection. Și pentru fiecare există analize. Pentru domeniul economic, după cum vedeți, domeniul economic este, are cele mai, cele mai, cel mai mare număr de reviste. 333. Ce informații sunt disponibile? În primul rând, numărul de articole publicate în, în domeniu. Putem face o idee ce, care este poziția, să zicem, universității în raport cu, cu evoluția domeniului. Numărul de citări, un factor median de, de impact. Cu acest număr, practic, putem spune această revizie este peste medie sau este sub, sub medie, din, din design. Un factor de impact în agregat. Și aici putem avea, avem un, o, o, o imagine a frecvenței publicațiilor în, în domeniul economic. Concentrarea lor din punct de vedere al, al factorului de, de impact. Sunt, sunt reviste în zona 1-2. Nu, nu se poate niciodată o reviste în domeniul economic cu un factor de impact 4 sau 5. Aici putem accesa lista de reviste. Este ceva care îmi scapă, care ar trebui să, să-l menționez în, în prezentare. Aveți, sunt întrebări în, în acest moment. De multe ori îmi scapă foarte multe informații evidente. Eu folosesc Web of Science în fiecare zi și pentru mine totul este, este familiar și n-aș vrea să, să, să nu folosesc această oportunitate de a vă prezenta ceea ce este relevant pentru dumneavoastră. Deci vă rog foarte mult să mă întrebe dacă, dacă ceea ce prezint nu mai este relevant pentru dumneavoastră. Așa cum am menționat, o altă opțiune importantă a, a noului Journal Strategic Report este posibilitatea de a compara revistele. Iar comparația poate fi făcută fie din, din perspectiva acestor quartile. După cum știți, quartile-urile sunt, este această diviziune în patru arii. Primele 25 la, prima arie se referă la 25%, top 25 reviste dintr-un domeniul top 50, top 75 și top, top 100. Partea de, de jos. Iar comparația pe care o voi face este din din perspectiva factorului de, de impact, dar poate fi folosită și pot fi folosit și alte și alte criterii. Poate în cazul în cazul de față articolul influencer este mai relevant în, în România. După cum, după cum vedeți, putem observa evoluția acestor reviste în ultimii, în ultimii 5 ani din, din perspectiva Article Influence Score. Cum vedem, Journal of Economic Perspective, Journal of Economic Literature este într-un, are un trend ascendent. Tinde să, tinde să fie foarte apropiat de cel de-al doilea quarterly Journal of Economics. Am spus că
în momentul folosirii celor de Web of Science All Databases, aș dori să pun niște întrebări. Cine finanțează, dar dacă aș putea să folosesc cumva lista mea de articole pentru a crea o listă de reviste pe care să folosesc în activitatea mea de publicare. După cum ați reținut, am folosit acest Excel, care mai departe eu pot să-l folosesc în Journal Citation Reports pentru a amplia lista de copiind titlul. Fie aș putea să merg direct în profilul listei. Și avem o evoluție a revistei din 1996 până în prezent. Abonamentul standard presupune accesul la toate edițiile Journal Citation Reports. Până acum era acest abonament în care anual se cumpărau o ediție și în România era disponibil, cred că, doar din anul 2000. Prezent, ele sunt de la început. Pentru această revistă putem vedea Cited Journal Data, care înseamnă cine citează această revistă. Acest tabel ne spune exact care sunt revistele care citează revista la care ne uităm. Și apoi opțiunea Citing Journal Data, de unde citează revista pe care o analizăm. Foarte important, aceste două opțiuni sunt folosite practic în procesul de monitorizare al revistelor. Și este foarte ușor de a observa dacă revista este într-o rețea de citări. Așa cum am spus, factorul de impact este calculat pentru anul 2014 și pentru reviste din 2012 și 2013. Asta înseamnă că eu, dacă mă uit pe ultimii 5 ani și observ o creștere foarte mare a numărului de citări într-un an, este clar că ceva s-a întâmplat cu acea revistă, a intrat într-o rețea de citări. Foarte ușor pot fi descoperite aceste rețele de citări. De exemplu, aici, dintr-o dată, există o scădere a numărului de citări. Deci, numărul de autocitări al revistei acesta este în scădere. Probabil că și-au impus, ca și politică editorială, să scadă autocitările revistei. În privința autocitărilor, trebuie menționat faptul că ceea ce afectează factorul de impact fără autocitări sunt autocitările revistei. Deci faptul că un autor publică într-o revistă și se autocitează în altă revistă nu afectează cu nimic factorul de impact fără autocitări. Există și acest factor de impact fără autocitări. După cum se vede aici. Da? Probabil că au decis ca să existe o apropiere între acești doi factori de impact. Journal Impact Factor și Factor de Impact Without Self Citations. Prin opțiunea selecționă se poate crea acea listă de care am vorbit.
să mă trimitez doar la trei reviste. Niște probleme tehnice pe care nu le am. Ar trebui să avem lista revistelor pe calitate și putem să facem comparație. Înțeleg în ultima parte a prezentării, și anume Essential Science Indicators. De unde, ce înseamnă ce informații ne aduc această bază de date este dacă ați putea, ați putut observa în Web of Science, în lista noastră de articole, au fost unele articole cu acea iconiță portocalie. Acest highly cited papers. Acest highly cited papers se referă la articole cu articole din top 1% în domeniul în care au fost publicate. Asta înseamnă că luăm în considerare dinamica de citire pentru fiecare domeniu și un articol în top 1% cu 2000 de citări din fizică poate fi comparat cu un articol din top 1% în domeniul științelor sociale și care are doar 100 de citări. Asta este o contextualizare care este făcută pentru articole cu foarte multe citări. Mai departe, ce puteți face dumneavoastră este să accesați chiar Essential Science Indicators direct din platformă. Ar trebui să aveți acces pe bază de IP sau dacă vă autentificați cu contul dumneavoastră. Și cred că este o metodă foarte interesantă de a observa, în primul rând, care sunt fronturile de cercetare în domeniul meu de interes. Acest lucru poate fi făcut prin opțiunea Research Fronts. Ceea ce doresc este să spunem pentru domeniul științelor sociale. Deci Research Fronts, Research Fields. Științele sociale. Ce înseamnă aceste fronturi de cercetare? Sunt un grup de articole top 1%, aceste articole highly cited papers, care au în comun un număr foarte mare de referințe. Pentru că ele sunt cumva în legătură una cu cealaltă. Iar în cazul acesta, acest front de cercetare, este, titlul lui este creat din cuvintele cheie ale articolelor grupate în acest front de cercetare. După cum am pus, sunt 49 de articole în acest grup.
Iar lista, lista lor poate fi, poate fi văzută în opțiunea propunere. Aici este un, o, o evoluție a numărului de citări. Și acestea sunt articolele din acest front de cercetare. După cum se vede, sunt în articolul cu 2000 de citări, cu, cu 800. Nu este atât de relevant doar numărul de citări, ci este relevant ce înseamnă acele citări în, în domeniul în care au fost publicate. Bineînțeles, cel mai, cel mai, cel mai ușor de, de folosit această bază de date este de a da o ierarhie a instituțiilor din, din, din o țară sau dintr-un anumit domeniu. În cazul nostru o să folosim opțiunea de, de țară pentru a vedea care sunt instituțiile din România care au articole în top 1%. Situația evoluției României pe ultimii 10 ani. Exact slide-ul pe care l-am, l-am folosit ieri. Aceasta este o evoluție, să zicem, procentuală, însă în cifre. Aceasta este evoluția României la număr total de articole, număr total de citări, o, un număr de un, un raport al articolelor per citări, însă acesta este numărul articolelor în top 1% în domeniu, în cele 22 de domenii menționate și acum ar fi momentul să explic de ce există o, o diferită structură de subiecte. În Web of Science avem 232, în Essential Science în Theater să avem 22. Motivul pentru care a fost făcută această aglomerare, să spun, sau această o structură simplificată, este pentru a evita, evita anomaliile statistice. Așa cum am spus, în, în domeniile socio-umane, rata de citări este foarte, foarte scăzută comparat cu, cu științele tradiționale care folosesc citările în analiză. Și pentru domeniul socio-uman, există domenii din cele 232 unde rata medie de, rata medie de citări așteptate este de 0,75. Și o singură citare te poate, te poate duce peste media, așa zisă, medie mondială din domeniul acesta, dar practic nu, nu este relevant. Poate să fie o autocitare și citindu-mă, citindu-mă un articol, dar nu poți să duc peste media mondială și informația, informația nu mai este relevantă. Și foarte important este că aceste, acest număr mic de articole din total productivitate, deci ele sunt 0,001%, aduc peste 20% din total citări primite de articole cu autori români, autori afiliați în România. Cred că asta este o, 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 o realizare, cel puțin a ultimilor 10 ani, care merită merită menționată. V-aș sfătui pentru instituțiile care, care le, voi, le voi arăta mai aș, aș putea chiar publica aceste articole ca și o listă pe pagina universității dumneavoastră. Nu suntem în top 500, suntem în top 1%. Ca și o, ca și o, o glumă. Haideți să vedem situația pe instituții în România.
citări primite în ultimii 10 ani. Universitatea București este pe primul loc, însă de la productivități, Universitatea Politehnică. Universitatea Babeș-Bolyai are un raport al citării pe articole mai mare decât Universitatea Politehnică. Productivitatea este mai scăzută, însă numărul de articole în top 1% mondial este asemănător. Din Cluj. Și apoi după instituții românești, sunt instituțiile care au colaborat cu instituții românești și au articole în cunoscut. Se poate vedea și un profil al instituției. Să nu uit, Institutul Horea Culbei are cel mai mare număr de articole în top 1%, ceea ce este și normal fiind foarte, fiind un institut specializat în fizică, proiectele de cercetare sunt în colaborare cu, sunt parte a unor proiecte foarte, foarte mari. Essential Science Indicators ne pot da și limitele sau nivelurile de la care articolul se poate califica pentru 1%, dar foarte interesant este și că se pot calcula și articole în top 10%, articole în top 20% sau articole în top 50% care ar fi, să zicem, peste mediu. Foarte interesant din experiența mea este că articolele în top 10, top 20% sunt practic articole care sunt legate și de transferul tehnologic. De aceea ele nu apar ca și foarte citate, pentru că sunt cercetare aplicată. Și este un indicator, top 1% este cercetare de frontieră, cercetare fundamentală, top 10% este un indicator al potențialului de transfer tehnologic pentru. Pentru fiecare câmp, pentru că fiecare domeniu sunt calculate aceste limite. Foarte important de știut este că ce ne spune acest tabel este pentru un articol din 2005, numărul minim de citări pentru a fi în top 10% este 41. Deci pentru articole din 2005, în momentul în care facem analiza respectiv octombrie 2015. Acest număr se poate schimba, poate scădea sau poate urca. La fel, articole publicate în 2006 trebuie să aibă cel puțin 38 de citări în octombrie 2015, momentul în care noi facem această analiză. Foarte important de știut că dacă aveți sisteme interne de analiză, de evaluare, aceste limite pot fi folosite prin așa numitele API sau le putem descărca, le putem
le putem transmite. Un ultim aspect pe care aș dori să-l prezint. Deci am folosit Web of Science Old Databases, am descărcat o listă de reviste, am folosit Journal Citation Report pentru a avea o imagine a potențialului reviste unde am publicat, însă ce mă interesează pe mine este în momentul în care am un manuscris, am un articol, am referințele, este dacă aș putea cumva să am o sugestie chiar din partea unui sistem care folosește Google Science. Și acesta este EndNote Match. O opțiune unde puteți... El este partea EndNote Online, deci nu este contracost. Practic, tipăriți titlul articolului pe care doriți să-l publicați, abstractul, și dacă folosiți EndNote, puteți atașa referințele folosite în acest articol. Și prin opțiunea Find Journals veți primi sugestii, număr de 5 sugestii de reviste unde dumneavoastră ar putea publica. Păcate nu am pe acest calculator pregătit un astfel de articol, dar vă recomand să folosiți această opțiune EndNote Match. Deci titlu, abstract și referințele grupate din EndNote. Și veți primi o listă de 5 articole cu potențial de a accepta revista dumneavoastră. Foarte simplu de aici, dacă folosesc și sisteme notorite, se poate accesa sistemul de aprobare a documentului pentru analiza peer review. Eu atât am avut de spus legat de Thomson Reuters. Există acces în acest moment la noul Journal Citation Report și Essential Science Indicators până la sfârșitul anului ca partea contractului actual. Să sperăm că lucrurile vor fi stabile și anul viitor și se va continua cu un abonament și la aceste resurse. Vă mulțumesc pentru timpul acordat.